Și cauți aici. Dă-i pași că eu l-am lăsat. Nu vrut să pierd vremea până și ajunge aici. Mă și torbet? Ce, dar pe cum iau? Am treci la treabă. Leone! Hai, mă și toru. Leone! Mă și toru! Fanilor, geniu neînțeles a revenit. Dacă vrei să te înscrii la cursuri de cinematografie și să înveți de la discipolul Tarantino secretele meseriei, nu rata șansa ta. Transferă 30 de euro, e ca pe numărul ăsta de card, și îți garantez, în jumătate de an ajungi la Cannes. Fetița, fetița, la Chișinău? Hai sui acolo. Șicai, mi-ai dat nășelul. Dar parcă ai intrat în pământ. Ui, liniștiți-vă, băi, că n-aud nicăi, nu urlați-i. Porcu urlă, Pavlușa! Apă, liniștiți-l, luați-l cu ghinișor, că altfel carne e aspră. Auzi, Natasha, precis că l-a ucis și eu lua banii. Dă-te, băi, de aici, cu pirigarul ăsta, nu spireți mierii. Știi cât de este să întâmplă cu noștri în străinătate? Du-te, băi, de aici, băi, ați vină, ați vină în nașa, ați vă lungi puteți la loc. Fino, hai că n-am când, ce vrei? Mai pe scurt, a strâmat amușul număr, bun, nășelul atunci când o snat, i s-o trâmat impulsurile. Și o snat de pe număr la administrator. Bun, hai că amuș sun. Da. Mă iertați, dar cu cine vorbesc? Dar cine vă trebuie? Dar cine sunteți? Poți să-ți dau adresa, numele, numărul de card. Dacă nu spui ce vrei, te închid. Nu, iertați-mă, eu am nimerit la Israel? La lor ai nimerit. De pe numărul ăsta o sunat câteva zile în urmă Dima Ițic. Știem că e numărul administratorului de la firma de construcții unde lucrează. Dima? Da, eu sunt administratoarea, dar tu cine ești? Soția lui. A, fosta? Nu, actuala. Păi, n-ați divorțat? Nu încă. Dar de unde așa informații? Știți cum, bărbații când vin la construcție, toți zic că-s divorțați și credeam că... Bun, și vă pot ajuta? Eu vreau să știu unde-i Dima. El deja de 2 zile trebuie să fie acasă. Păi da, acum 2 zile l-a dus la aeroport șoferul nostru la firmă. Precis? Nu, glumesc. Tare să mai greghezi. Și e că fata e smărit într-o săptămână și... Întăriți imunitatea? Nu înțeleg, n-am niciun gust. Eu nu știu ce să fac. Sun la poliție, poate. Doamna Lora, poate sunați dumneavoastră la ambasadă. Nu mai sună nicăieri, că nu ne trebuie nouă controale. Mi-ai așteptat și voi o zi, poate s-o anulat zborul, s-o vine cu autocarul. Nu vedeți ce se întâmplă. Bun, dar... Înțelegi? Eu nu știu doar cum să mai propun. Dar pute, noi aducem 10 Porsche, aducem. Pe că trebuie să te gândești în Porsche, să faci ceva. Nu știu cum scurta. Hai să vedem.
Da. Noroc, Cuscră, ce faci? Ți-a venit păcat-o acasă? Nu, încă nu a venit. Cuscră, așteaptă-mă, te rog, o leacă. Dar pe unde îl poartă rusalele? Tu poți grăiuri, ești ocupat. Mai pe scurt e că Galea ne-a arătat mai multe variante. Bună ziua, domnă Talia. Trebuie să nici dumneavoastră la sală, că pe urmă sunt și problemele și scandalurile, că una au vrut sarmale, dar și ei au vrut chipieri în pluț, că pe unii i-am pus în capul mese, dar pe alții la coada vașii. Doamna Galina, principalul e că a venit soacra mare, că ei e mai importantă. Asta e drept. Da, socră-i mici și pe doilea plan. Tot e drept. Așa că din partea noastră scandaluri nu o să fie. Ce faci, măi, băiete? Călin! Călin! Scoală, băi, ce faci? Dorm. Cum dormi dacă ai lecții? L-am pus online, mamă. M-am conectat și am atichet. Uite la dânsul. Hai, scoală-te chiar amu. Hai, scoală! Dar nu striga, te rog frumos, ne uită tot clasa. Hai, scoală-te chiar amuia. Hai, duci-te, spală, putoare. Uite la dânsul. Ca să n-adoarmă, trebuie să stai lângă dânsul și să-i mai dai câte un zdupac. Din când în când să-l mai tragi de pletic. Eu așa-i fac la meu. Care zdupac, doamna Galina? Care zdupac? Ca ăștia-și cunosc drepturile. Le cunosc mai bine decât pe tabla mulțării. E un loc, mă, tali, băgam drepturile și ele într-un loc. Mai pe scurt, meniul este de 59 de euro, e cel mai delicat meniu pentru ești în stărit. E cam sunat-o și pe Rusanda, dar nu mi-a răspuns. Dar v-a spus fata că e la practic și nu poate vorbească. Ei, hai că mai încerc o dată, poate ne răspunde. Mamă, zama asta e sărată, domn ferește. Măi, vouă de-am vă s-a atrofiat gustul de la atâtea chimicate și euri care le băgați în voi. Mam, e sărată dacă-ți spun. Ia ca moș, am să încerc pe Aurel și să ies. Ia vezi că este Berlin, omuș. Stai jos și mănâncă. Stai și înghite. Uite la dânsul. V-am spus că nu pot vorbi că-s la practică. Rusanda, stai o leac. Ne-am înglodat cu meniul ăsta și nu ne putem lămuri. Da, e ca și Cuscră pe fir. V-am spus că mâine vin în sat și discutăm. Amu, chiar nu pot că-s la practică. Și spuneți-o lui Ion să nu mă suni într-una. Dar stai o leacă, lămurește-ne măcar cu tortul de care să luăm. Medovic, Napoleon, șcaladnei. Dar nini, tot una. Cum adică ți-ai tot una? Spune măcar și formă să ai. Forma turnului pizza. Ia stai o leacă. Dar nini, spari ori la veterinar îți poartă halat alb. Eu mă spiterian la o fermă de iepuri. A, îmi pare nie că ești tu la o fermă de soldați. Mâine vorbim. Dacă v-a spus fata că e la practică, și-o bateți atâta la cap? Dar și nu o bate la cap. Eu un pur și simplu sunat-o că vreau să-i plătesc contractul. Auzi, Gani, dar tu nu știi cum arată turnul ăsta, pișa. Cuscă, așteaptă-te, rog, o leacă, că veni cineva. Ilinca. Ți-am scris la murzama ta. Vezi că nici Aurel nu a vrut să mănânce. Și scos, te rog frumos, modanul ăsta din bucătărie. Dacă îmi vine n-aluat, îl bag la cuptor. Noroc, mamă. Tu ai mâncat ceva? Cuscră, dă-și la copchelul ăsta, ai eu niște zamă. Dar altceva și chiar n-aveți? E ca mama spune că face motan în socul lui, ori un eclier. Și-ai, mamă? Uite, dacă meniul ăsta e 59 de euro, înseamnă că două persoane ies 120. Dar tu mai pune și băutură. Și când te gândești cu un coniac de 7 stele, costă 150. Gale, dar tu ai sticle de 7 stele? Am. Taci că turnăm razlev noi. Și uite, am dat arvonă, 300 de euro la muzicanți. Dar tu mai pune tamada, dansatori, legători. Dar atunci omul trebuie să pui pe masă 400 de euro. Și tu crezi că sărăntoși ești asta zvârlă așa cu bani? Ei? Gale, dă ceva mai ieftior. Zamase din tărancă? Eu i-am zis, dar nu mă crede. Cuscră, ia mulțește tu 300 la 40. Care 300, femeie? Care 300? Vă știați nebunit cu toții. Mamă, eu m-am săturat. Gust tu dacă nu mă crezi. Mai dă-mi pași că eu nu mănânc carne. De ce nu mănânci carne? Și ești bolnavă? Vegetariană. Ei, te-ai țicnit la cap, Cuscră. 12.000. Și 12.000? De și 12.000? De euro? De păduchi. Gale, arată cel mai ieftin. De-am mai ieftin e masa de pomenire. 20 de euro cu cărnuri și 15 euro în post. Dar nu-i rău. E că a venit Șaniu. Auzi, Cuscră, dar poate Porsche pentru carne îi luăm de la firma voastră. Cât ne-ar trebui acolo? Vreo 10 Porsche pentru vreo 400 de oameni. Care 400? Dar 300 erau. Cum 300? Numai câte neamuri avem, șaptăți datorni și că eu am fost la toate nunțele din sat. Mai pe scurt așa, fă Galea meniu de 15 euro pentru vreo 400 de capete. Și vezi, te rog frumos, și bă toată lumea sătul acolo, să nu strădi și omul flămând la masă, eu nu vreau să am vorbi în sat. Domn Vasile, stai că nu-mi ieși treaba chiar așa, da?
am toate produsele să o scunchit. Și apoi eu plătesc bucătăria, slichernerii, lunina, mai plătesc măștile și dezinfectanței, dar eu ies în minus. Știi ceva? Dacă e vorba de așa, fă-ți nunta acasă în corp. Gale, nu te înfoie, Gale. Da. Dar cum să nu mă înfoi? Cum să nu mă înfoi dacă voi vreți pe degeaba? Cușcujemite primari are un singur fișor și vrea la masa de nuntă, masă de pomenire și gâși de post. Tu ți-am spus femeie că îți dă cuscradzăși porși. Și ce să fac cu dânșii? Să-ți pun pe masă așa covițăind? Măi, oameni buni, eu vă rog frumos, luați și vă lămuriți acolo între voi, că ei nu ne ardeam oamenii și muzicanți. Eu te înțeleg, Cusca, că e omul tău și poate, Doamne ferește, zacea muia într-un spital, după un accident, în comă, la ușă. Niște indivizi poate îi așteaptă organele, ori e mort în pustiu, înconjurat de șacali. Deasupra lui zboară vulturi, dar nici copilul nu ți-e străin, înțelegi? Dar eu zic să aprobăm meniul ăsta de pomenire. Că dacă, Doamne ferește, i s-a întâmplat ceva și nou, mai ieftin și mai puțin cheltuit. Fine, ia așteaptă, leacă, să văd ce fac copchii, șec, e prea multă liniște. Și n-așa, te-ai lămurit cu administratorul și ăla. Administratoarea? Cât zici? Dar ce ai vrut tu, așa-s bărbații? Că la stroică e ca la armată, au nevoie de sex frumos, pentru sănătate. Fine, ne-i spari s-au oprins la glas porșii din ocol. Ce grăiești, ei prostii, și tăți scătini. Du-te vai de ieșa, nașul om sfânt ei. El pentru nașa dă și duhul. Apși cu administratoarea și e nașa, te-ai lămurit sau nu? N-am înțeles, ce faci tu voi aici? Probăm rochia. Ilinca, chiar am oi, scos-o și-ai pus-o la loc. Dacă văd măcar un pat, pe dânsă vă dau pe amândoi la de domn. Nașa, mă auzi? Și cu administratoarea și e. M-a lămurit că e un măgar naștu. Ei, nu greșe despre naș, cine știe, poate stă acolo închis în temniță. Mama, m-a de motan. Călin, vină și ție motanul că-l dau la câine. Poate-și bat joc teroriște de dânsul, îi tai chelea. Cine știe, poate mai smulg și deștele. Stai liniștit, Finu. Nu-l mai torturează pe dânsul nimeni. Naștu nu-i un haiduc sau un revoluționar. Naștu-i un... Ei, nașa, e ca pe asta nu o cred. Dar ce dar i s-o lăudat administratorii că-i divorțat? Ei, și nu-l știi pe nașul, o mai șuguit o lecuțică, nu? Stai că am ușa strimat numărul de telefon la realizatorul ăsta de la Chișinău, de la Piața Centrală. Trebuie îmi pare că se întâlnească la aeroport să-l iei de acolo. Am ușa strimat numărul. Bun, hai. Mă iertați. Caut realizatorul de carne a firmei Ițic. Iertați-mă, cred că am curcat numărul. Știți cumva unde e Dima? Dima? Ițic. Nu? Dar cine ești dumneata? Dar dumneata cine ești? Soția lui. Dar și Dima e însurat? Încă e însurat. Și nu ești domnișoară? Eu sunt responsabilă de hala de carne din Piața Centrală. Și de ce-l cauți? Pentru că nu a livrat carnea timp de o lună, are datorii pe arenda meselor și dacă nu dă datorii, le dă mesele altor oameni. Mari măgar ești, Dima. Da, mă. Natașica, uite, eu și cu bunelul am hotărât și cadou să luăm la tine. Spune, Colea. Asta tu ai hotărât. Of, pe ăsta nu-l mai îndreaptă nici capacul săcriului. Mam, hai spun ce-ai vrut. Mai pe scurt. Din partea mea și al bunelul. Din partea ta. Eu bani n-am. Tu vrei să iei cu tine mormânt? Vreau. Că iei nimeni nu mi-a dat. Tași, măi, iuși bătrân, că ai să ajungi la pătrânesc și n-ai strâmbiești nimănui. Las că nici abonul trebuiesc. Nu vezi că își aduc aminte numai atunci când primesc pensie. Tractoraș cu remorcă o să luăm. Să închipui acolo, la dezbrăcatul nires, toată lumea vine cu servizuri, cu pleduri și când col. Tu-ți mutonul tău, iu! Apare bunelul. Claxonând la volanul unui tractoraș. Dar e o remorcă cu costum de Leorix. O mai venit rătășitul și ala tău. Nu, nu a venit. Dar tu nu te scârghi. Nu te scârghi, că dacă trebuie, ți-o dat toate pomenele. Suntem pregătiți, avem și podișoare, dar tu și să crie un podaie. Eu să crie un nou dau. Să crie un nou dau.
Nu dau nică, că nimeni nu ne-a dat. Și costumașul ai să-l dai dacă îți trebuiască. Ai să-l boșești frumos, după obicei. Mam, hai că trebuie să închid pentru că mă sună Fină. Da, Fin. Sina nașa, ai grăit cu realizatorul. Realizatoarea. Și? Iar? Și ți-o zis? Nașul i s-a lăudat că-i flăcău. Auzi, nașul, șugubăț. Da, trebuie să mai șuguim, nu vezi, și timpuri grele trăim. Călin! Chiar am moț, luat motanul și l-ați dus în pădure, fuga! Ai și eu făcut vreo bărăvață, iar? O făcut. O distrus rochea de mireasă. Eu destrămătă-te poalele. Lasă că mă la mod rochea scurtă. Ilinca, când ai stimăriți tu, ai să ții rochea scurtă, clar? În primul rând, rochea nu a cumpărat Rusanda, dar fratinu. Și în al doilea rând, eu nu o să mă mărit niciodată. De ce, mă rog? Eu vreau să trăiesc frumos, să mă bucur de viață și să călătoresc. Nu ca voi. Mamă, dar dacă tata nu mai vine, nu mai trebuie să mă împlinesc 18 ani să iei mașina mea, nu? Nu mai vrei ceva? Am ușa strâmat numărul la directorul de la firmă care s-a dus nașul la Israel. Da, și să mai dau de vreo directoare, da? Dă-l dracului de armăsar. Finu, și te rog frumos, nu mai suna, că vin acolo și vă arunc în râtul porcilor. În august ne-am întâlnit. N-am înțeles. Scumpa și iubita mea, ții minte? În august, la Soroca, ne-am întâlnit. Eu, student la cult prosvet, tu la pedagogie. Ne-am întâlnit și te-am cucerit. Și peste 9 luni, în fetiță, ne-ai dăruit. Și bat joc sau și... Probleme cu internetul? Nu, eu ți-am închis. Dar de ce, scumpă? Poate ai tu ceva să-mi spui, buhaiule. Și de ce, mă rog, îți permiți grești așa cu tata copchiilor tăi? Cel care vă hrănește și vă ține pe greabă. Poți să stai cât vrei la mândri. Bani pentru nuntă trimite. Spune. Păi tu poți măcar o dată în viață să mă asculți? Și nu mă întrerup și să mă crezi și ei și spun. Eu sunt Israel. La aeroport am trecut termometria și testul era negativ. Dar o să mai trebuie să mai fac încă unul. Nu luat hainele, toate lucrurile, telefonul, m-a îmbrăcat în spțovca asta. M-a tărâit o zi prin tot orașul și m-a dus, nu știu, un fel de sanatorie și pentru sportivi. E singur. Ceva mai interesant, n-ai putut să-i inventez. Уважаемые, извините, а скоро меня выпустят. Если результат теста будет негативным, завтра поедите домой. Вы извините, вот жена плачет, дочка свадьба, домой надо. Мы на крест, мы просто ложинка общала ты. Ицик, что так тесто сюй позитив? Dar n-are de unde și pozitiv. Ce vreo 3 cazuri în țara asta. Știu la graniță cu Italia. Să înțelege și în Israel climatul așa, nu trăiește niciun virus. E numai sare și soare.
cu atât mai mult, n-am niciun simptom nici. Mă simt normal. Testul și pozitiv. Asta tu vrei așa și? Tu numai și ai băut dezinfectant și n-ai simțit nici miros, nici gust. Auzi, hai numenii, te rog. Și de unde eu putem să-l iau? Tu întreabă pe Laura. Ai făcut vreo 10.000 slinkin la masa mare? Minimum. Serios? Tu ai bani? Transferă ia ca 20 de euro pe numărul ăsta de card. Te-ai țâhnit cu tătul? Uai, nu m-am gândit. Eu nu le-am spus nică, spune-le tu. La noi e complicată situația, ei bolnavă de cap. Dar și-n ce crezi tu? Să nu dai voie. Parcă suntem oameni civilizați, nu? Închide gura că împrăștie virus. Eu vreau să am femeie în casă, nu polițist.